Vă salut, dragi prieteni, eu sunt Alex și bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe canalul meu. În acest videoclip vreau să vă arăt puii din crescătoria mea, din zburători și perechile noi formate. Am format două noi cupluri, două perechi. Dar înainte să începem, v-aș ruga pe toți să apăsați butonul de like. Să adunăm la acest videoclip peste 80 de like-uri și să vă abonați dacă încă nu sunteți abonați. Deci să începem, să vă arăt prima dată pui, generația 2020, pui din zburători. Am aici, ăsta este cel mai mare, el a ieșit primul din ou. Deja zboară, mănâncă singur, bea apă, nu este nicio problemă. Cred că va fi mascul. Va trebui să-l învăț să intre prin sputnic, după ce va prinde puțină putere și va putea zbura mai bine. Și o să fac un videoclip cum să învățăm porumbei să intre în sputnic. Deci acesta este puiul. S-a dezvoltat foarte, foarte bine. Penajul, mai trebuie un pic să îi crească pe lângă cioc și este dezvoltat complet și sub aripă. Este foarte, foarte bine dezvoltat. Cred că va fi mascul. Trei pui am acolo pe jos. Unul am aici în boxă. Acesta alb cu negru. Aceștia sunt foarte bine crescuți. Se bag aici în colț ca să îi vedeți. La noi suflă vântul foarte tare și de aceea se aude așa. Așa, ne suflă vântul foarte tare. Aceștia sunt restul puiților. Sunt foarte bine crescuți, mănâncă singuri. Să vi-i pun aici. Arată foarte, foarte bine. Și aceștia încep să dea din aripi și să zboare. Acesta este cel mai micuț. Cred că va fi o femelușcă. Și acesta negru este frate de cuib cu ce vi l-am arătat prima dată. Sunt frați de cuib și este și acesta foarte, foarte bine crescut și cum puteți vedea deja începe să zboare, merg la hrănitoare să mănânce, beau apă. Astăzi în apă le-am pus calciu, este puțin murdară pentru că porumbei s-au bătut puțin pe lângă ea, masculii, și au băgat praf în apă, dar nu este nicio problemă pentru că o să o schimb și o să le aduc apă curată. Acum să vă arăt perechile noi formate. Le-am închis aici în boxe ca să vi le pot arăta. Aceasta este prima pereche care deja s-a format. Masculul o bate la cuib. Și cealaltă pereche ce o să vă arăt este formată. Deci este femela de 2018 care a avut 2 pui, din care mi-a rămas doar unul pentru că am pierdut masculul și n-am vrut să o forțez. Deci masculul ei l-am pierdut și de aceea l-am împerecheat cu acest mascul. Și masculul este un mascul de 2019, un mascul foarte superb la mână. Și are un ochi foarte, foarte frumos. Acum nu prea se vede pentru că în boxă este întuneric și filmez cu blitzul aprins. Dar o să încerc dacă o să stea. Nu vrea să stea. Deci cum vedeți și-a ocupat boxa. Și aceasta este prima pereche care am format-o. A doua pereche este aici. Sunt 2 negri.
femelă de 2016, la care tot am pierdut, din păcate, masculul. Și l-am împerecheat cu acest mascul, 2019, frate de cuib cu cel anterior, deci sunt frați de cuib. Și și acesta este foarte frumos, este foarte bun la mână, porumbel mediu la mărime, la fel ca și fratele lui, mediu spre mare. Porumbei din porumbei zburați de către verișorul meu, din părinți cu clasări. Deci aceasta este a doua pereche care am format-o. Tot este formată perechea, masculul o bate la cuib și săptămâna aceasta sau săptămâna viitoare va urma ca să depună și ei ouă. Așa, în această perioadă nu am făcut prea multă curățenie, cum se poate vedea și pe jos. Le-am pus mai multă hrană în fiecare zi, ca ei să aibă hrană la discreție, ca să poată maturii să hrănească puii și puii să mănânce la fiecare oră din zi, ca să nu le fie foame și să se dezvolte foarte bine. Le-am mai pus și aici pe jos puțin, unde s-au învățat porumbeii să mănânce puii și acum mănâncă și ei din hrănitoare. Aici mineralele, s-au și găinățat puii în el. Deci aici avem blocul cu minerale. Acum am vitamin mineral cu niște vitamine amestecate și porumbei îl consumă foarte, foarte bine. Cum puteți vedea și aici, în acest cerc, îmi este plin de vitamin mineral. Cum am mâncat, a dat cu ciocul afară din acel recipient. Așa. Deci perechea încă n-a ieșit din boxă. Masculul o cheamă la cuib și va trebui și ea să facă ouă, cred că săptămâna aceasta. Așa, să vă arăt și ouăle. Aici două ouă, care din păcate unul nu este fertil. Dar nu este nicio problemă, pentru că oricum puii o să fie schimbați cu puii de la acel crescător de care v-am mai spus în videoclipurile trecute. Deci unul este fertil. Aici două ouă, amândouă sunt fertile. Și aici vor fi aruncați puii. Urmează ca perechea aceea, deci femeia de aici din boxă și masculul negru sunt pereche. S-au călcat acum 3 zile și trebuie și ei să depună ouă. Masculul o bate la cuib toată ziua pe femeie, o fugărește să intre în cuib și trebuie să depună cât mai repede. Am o mică problemă cu aceste hârtii de pe fața boxelor, pentru că porumbeii când zboară și vreau să intre în boxe, se agață de ele și le sfâșie. Cum puteți vedea și aici, toate sunt sfâșiate și aici. Câteva boxe mai au hârtia aceea întreagă, este hârtie creponată. Și cred că o să cumpăr hârtie colorată, mai cartonată, și o să le lipesc de aceea pe ușă, că aceea nu prea cred că o să o poată sfâșia. Deci aici la zburători cam atât de cu noutățile și cu puii. Acest pui cel mai mare, eu deja i-am arătat din mare cum se intră prin sputnic, deja știe, l-am pus de două ori afară și a intrat singur prin sputnic și o să îl mai las așa de câteva ori și când va putea zbura, nu va fi nicio problemă cu el ca să nu intre înăuntru. Deci acum să mă duc puțin și la cei de matcă, să vorbim puțin și despre porumbeii de la matcă. Aici sunt porumbeii de la matcă și aici sunt și puii, care cred că duminică o să îi dau din cuib afară. Acum au vârsta de
19 zile și la 25 de zile o să-i dau din cuib ca să se învețe să mănânce și ei singuri, să-i pun un pic mai la soare, să se vadă mai bine. Deci aceștia sunt pui foarte bine crescuți, foarte frumoși, un albastru cu alb și un bălțat care are mai mult alb. Au gușele pline și tot cer de mâncare. Și aceștia sunt pui. Și aceștia sunt porumbeii de la matcă. Cred că îi cunoaște toată lumea. Deci aceștia o să-i las să crească acești pui și după o să îi introduc în crescătoria de zbor, pentru că femela este o femelă care este obișnuită la mine, a zburat la mine afară anul trecut și are ceva origini de Gabi Van Den Abel și este o femelă destul de bună și este acum introdusă la matcă, dar o să o introduc înapoi la zburători. Masculul este un mascul de Croația, care tot o să-l introduc la zburători. O să-l las până mai depun o serie de ouă, cresc pui închis și după ce cresc a doua serie de ouă la mine, o să îl eliberez, cred că și pe el, dacă pleacă bine, dacă nu, nu. Pentru că m-am decis că vreau să îmi întăresc matca, o să cumpăr păsări de matcă din crescătorii de pe la noi din zonă și poate și de pe internet, o să caut ceva porumbei mai buni, cu clasări, cu rezultate și poate chiar și ceva fiice din originali și o să-mi întăresc matca și aceștia vor fi zburați. La fel și ceilalți ce îi am la lotul de zbor, în crescătoria de zbor, toți o să fie eliberați după ce cresc a doua serie de pui. O să-i antrenez, o să-i duc cu mașină, cu fratele meu și cei ce se vor întoarce, bine, cei ce nu vor rămâne acolo, oricum o să primesc de la un crescător un lot de pui, undeva la 10 pui. A doua serie din puii mei primesc pui de la un crescător ca să îi înlocuiesc cu puii lui, deci îmi dă pui și o să-i schimb cu puii mei. Și așa voi aduce porumbei buni la mine în crescătorie, pui, și o să mai fac și achiziții pentru matcă ca să-mi întăresc și eu lotul de zburători. Deci să mă duc apoi în crescătorie. Aceasta este crescătoria de zbor, cum bine știți. Ea va fi împărțită în două compartimente. Un compartiment de aproape 2 metri, 1 metru jumătate și cred că încă 30 de centimetri, deci 1 metru 80 și de la a treia boxă, una, două, trei, de aici încoace va fi compartimentul de zbor și acolo va fi matca. Iar aceștia porumbei sunt zburătorii, porumbei care vor fi antrenați, selectați. Eu nu o să fac selecție la mână sau după aripă, după penaj. La mine o să se selecteze doar cu zboruri. O să îi duc, mă scuzați, la anumite distanțe cu mașina noastră personală, începând de la 5 km și până la peste 100, sper eu, dacă o să putem. Și cei care vor rămâne dintre ei, măcar am ceva speranțe că pot să îi bag la niște zboruri, viteză demifond, poate chiar și fond. Și cei care o să-i primesc de la cei doi crescători, sunt porumbei de fund și maraton, cu care voi putea și eu concura. Deci aici, în această crescătorie, am câțiva porumbei care încă nu sunt învățați la mine. Mai exact, 4 porumbei.
care nu sunt învățați la mine, 3 masculi și o femelă. Femela aceea de 2016, din a doua pereche care am format-o, aceea neagră, nu este învățată la mine. Cei 2 masculi de sus, cei albaștri, și masculul argintiu de 2014, de acolo din spate. Restul toți sunt învățați la mine și zboară afară. Și după ce vor depune și cei ce nu sunt învățați la mine ouăle și vor crește puii, vor fi și ei eliberați și dacă vor rămâne foarte bine, vor fi și ei antrenați. Dacă vor pleca, asta este. Oricum, nu voi face o aglomerație foarte mare cu porumbei bătrâni, pentru că o să primesc pui din matcă și din zburătorii acelor 2 crescători de care tot vă spun, care sunt porumbei foarte, foarte buni, din porumbei cu rezultate, cu clasări, cu origini bune. Și cu aceea o să pot lucra mai bine. Deci să vorbim puțin și despre ceas. Ceasul încă nu mi-a putut ajunge la mine, pentru că cu această epidemie de coronavirus, unchiul meu, care ar trebui să-mi aducă ceasul, nu poate să vină la noi aici în sat, el fiind din a doilea cel mai mare oraș de la noi din județ, și până boala sau această epidemie se extinde atât de repede, nu îi lasă să iasă din oraș afară, doar la cumpărături și mai mult în casă. Deci dacă vreau să meargă undeva, în alt sat sau oraș, trebuie să facă ceva documente la poliție. Deci nu acel document de proprie răspundere că mergi la magazin sau altundeva. Nu au voie să iasă din oraș și doar când se va termina toată această chestie o să poată să-mi aducă ceasul și o să vi-l pot arăta și vouă. Deci până atunci vă pot spune doar că este un ceas Bricon Speedy, folosit puțin, deci nu este nou, dar este foarte bun și o să pot zbura și eu cu el, dar, cum v-am spus, o să vorbim mai multe despre el când o să mi-l aducă. Deci, cam atât a fost și videoclipul de astăzi. O să postez un nou videoclip când o să am ceva noutăți sau dacă o să am o idee de videoclip ce să postez. Până atunci, vă rog frumos să apăsați butonul de like, să vă abonați la canalul meu dacă încă nu sunteți abonați, să distribuiți dacă vreți și să îmi scrieți un comentariu cu părerea voastră despre ideile mele. Și dacă vă pot ajuta cu ceva, vă ajut cu mare drag, cu răspunsuri la întrebările voastre și la orice, la ce vă pot ajuta, eu o să vă ajut. Eu am fost Alex și ne revedem la următorul videoclip. Salutare!